Anul acesta, festivalul are multe spații de joc, iar zona de spectacole de stradă este mai mare. Pentru prima dată, o secțiune de videomapping se desfășoară seară de seară pe clădirile din Sibiu. Piețele medievale și bulevardul pietonal din centrul istoric al Sibiului devin scene pentru spectacole de stradă aduse de companii din întreaga lume. Festivalul a reușit să-și păstreze toate spectacolele de care a avut nevoie ca faima, gloria, recunoașterea internațională să nu fie știrbită. Bineînțeles că ne-a fost foarte greu și mulțumesc tuturor celor care au pus umăr. Startul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2012 a fost dat de John Freeman, alături de Edward Lewis, Constantin Chiriac și Octavian Saiu, printr-o conferință specială la Centrul Cultural Habitus. De către Comisia Europeană am fost invitați 25 de oameni de cultură din Europa, directori de festivaluri, directori de instituții importante, să avem o dezbatere pe tema programului cultural al Europei în perioada 2014-2020. Dincolo de toată această bâlbâială uriașă, eu vreau să mulțumesc și nu dau cu piatra nimeni, vreau să mulțumesc Ministrului Culturii și actualului guvern că are disponibilitatea și dorința de a sprijini acest festival, al treilea ca mărime din Europa. Chiar dacă suntem în cadrul unui festival de teatru, publicul a avut parte și de secțiune de film, Acropolis de Peter Brook, dar și un spectacol la granița dintre tradițional și modern, muzică țigănească, jazz, latino și tango, ingredientele unui spectacol de José Soriano. Am mai văzut așa ceva și îmi place foarte mult. Este o sursă nesecată de bună dispoziție și de încântare. Este foarte bine pentru Sibiu că e plin de lume, cu ochii mari, urechile deschise, cu sufletul deschis și înseamnă că trăim normal și trăim frumos și asta este cel mai important lucru pentru toată lumea. Silviu Purcărete a adus la Sibiu spectacolul O furtună, în care monștrii se transformă în fecioare și nobilii cad la mila spiritelor năstrușnice. O ușă schimbă locul și un dulap obișnuit devine o poartă spre lumea de dincolo. Tonul concertelor din Piața Mare a fost dat de Ștefan Bănică Junior, unde atmosfera a fost incendiară. Cel mai așteptat spectacol a fost cel al companiei suedeze Brunt Out Punks, spectacol care a fost bine primit de public, o combinație de punk, circ și teatru, o experiență vizuală de neuitat. Să fie cât mai relaxant, cât mai vesel și să ne rupă de cotidian. În spiritul temei din acest an, crize, Artificii Orăștie a oferit în dar festivalului un spectacol pirotehnic.